La EON ne străduim să-ți fie bine. Așa că te ajutăm să înțelegi pas cu pas factura de electricitate EON. E atât de simplu. În prima pagină a facturii îți punem la dispoziție toate datele noastre de contact și datele tale de identificare. Dar îți explicăm mai exact și de unde rezultă suma de plată pe care o vezi pe factură. Dacă ai nevoie să iei legătura cu noi, consultă datele noastre de identificare. Ai la dispoziție adresa sediului nostru, numărul de telefon și programul de funcționare, adresa de e-mail și website-ul nostru. Consultă datele tale de identificare și ai în vedere cele mai importante informații pentru plata facturii prin transfer bancar. Găsești aici codul de încasare și numărul facturii tale. Vrem să îți fie totul clar, așa că îți arătăm exact cum a rezultat suma pe care o ai de plătit. Găsești mai multe detalii sub datele de identificare. Astfel, vei vedea că totalul de plată pentru factura curentă e alcătuit din valoarea facturată fără TVA din perioada de facturare și valoarea TVA de 19%. Totalul de plată final poate fi diferit de totalul pentru factura curentă dacă ai facturi restante sau plăți în avans. Astfel, totalul de plată final e alcătuit din totalul pentru factura curentă și soldul restant la data emiterii facturii. La baza primei pagini din factură, găsești două coduri de bare pe care le poți utiliza când scanezi factura pentru plată. Primul cod de bare reprezintă plata facturii curente. Al doilea cod de bare reprezintă soldul total, alcătuit din factura curentă și toate facturile aflate în sold și neachitate la momentul emiterii facturii curente. Suntem pe a doua pagină a facturii. Aici îți prezentăm cantitatea de energie care a fost facturată și te ajutăm să înțelegi mai bine care sunt produsele și serviciile facturate. Verifică încă o dată care a fost indexul vechi și care este indexul nou, dar și care a fost perioada de consum. Aici vei vedea și dacă a fost vorba despre o estimare sau de o regularizare. E important să știi în detaliu ce anume facturăm pentru a alcătui suma finală de plată. Așa că tabelul îți explică pe larg care sunt acestea. Vorbim despre energia activă, deci energia pe care o cumperi în acest moment de la furnizor. Componentele și tarifele reglementate, adică certificatele verzi, contribuțiile cogenerare, accizele necomerciale. Cum se formează deci prețul energiei electrice? 50% sunt costuri pentru distribuția energiei electrice. 36% costuri pentru achiziția energiei electrice, 9% costuri pentru transportul energiei electrice și 5% costuri de furnizare. La finalul paginii 2 vei vedea că poți consulta temeiul legal și tarifele reglementate și accizele, informații pe care suntem obligați să ți le punem la dispoziție printr-un ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Iată-ne la ultima pagină! Venim către tine cu mai multe informații utile de care ai putea avea nevoie. Îți indicăm care sunt modalitățile de plată cu 0% comision în cele peste 8.000 de locații disponibile. Îți spunem care sunt drepturile și obligațiile tale pe care trebuie să le cunoști. Și nu în ultimul rând, îți prezentăm oferta special creată pentru tine la pachetele pe care ți le punem la dispoziție. Și încă ceva! Știai că poți activa factura EON în format electronic chiar în contul tău EON MyLine? E atât de simplu, rapid, dar și gratuit! Află mai multe detalii pe eon.ro.